suficient să vorbim despre legi în domeniul muncii. Trebuie să vorbim și despre oameni și despre cum înțeleg ei să aplice legea. Plecând de la poveștile lor, s-a născut seria Realități de pe piața muncii și podcastul cu același nume. Simona Voiculescu, redactor șef avocanet.ro și Dană Stase, consilier juridic specializat în relațiile de muncă, vă sunt alături în fiecare episod. Astăzi o să explorăm o situație interesantă și potențial controversată, care implică un control desfășurat de unite me într-o companie de la noi. O să discutăm despre circunstanțele în care declarațiile salariaților au fost luate de către inspectori, în altă locație decât cea în care lucrau ei în mod obișnuit și unde pare să fie existat o influență neadecvată asupra angajaților în ceea ce privește conținutul declarațiilor pe care le-au dat. Mai exact, salariații ar fi fost aleși de directorul companiei, iar declarațiile lor ar fi fost dictate. Înainte de toate, e esențial să subliniem că discuția noastră se bazează pe o relatare pe care am văzut-o pe formul avocanet.ro. Nu avem toate detaliile specifice ale cazului, dar chiar și așa, relatarea aceasta scurtă ne permite să deschidem o discuție interesantă aici și cred eu destul de utilă pentru angajați și angajatori. Dar, Acum, hai să încercăm să lămurim din start. La fiecare control ITM în locație se obișnuiesc astfel de discuții cu angajații? Declarațiile acestea se dau mereu? Simona, în principiu, da, pentru că este destul de dificil ca un inspector atunci când verifică o anumită situație în teren. Să se bazeze exclusiv pe documente. Sigur că da, documentele, până la urmă, sunt foarte importante și constituie probe solide, dar anumite aspecte nu pot fi probate chiar așa de simplu. Și lista este foarte lungă, dar m-aș opri asupra uh, unui aspect foarte important. Cum probăm, de exemplu, munca subdeclarată? Dacă nu ne bazăm, dacă nu stăm de vorbă, până la urmă, și cu salariații care primesc acea parte din salariu. În plic, dacă pot să mă exprim așa. Deși mai sunt și alte aspecte, cum ar fi munca suplimentară, de exemplu, sau evidența timpului de muncă, ora la care a început programul, ora la care se termină de regulă programul, sau activitățile desfășurate în weekend și așa mai departe. Aceste declarații, până la urmă, inspectorii de muncă au dreptul să le ia, eu aș spune chiar și obligația, pentru că. Trebuie să afle, într-o formă sau alta, situația reală din unitatea respectivă? Um, eram curioasă um, dacă, mă rog, răspunsurile astea ar trebui să reflecte realitatea, în mod cert. Dar aici vorbim și de reaua credința angajatorilor și tot felul de amenințări care sunt arhi cunoscute pe care le exercită angajatoria asupra angajaților. Dar aveam o curiositate. Pot exista sancțiuni dacă inspectorii își dau seama că angajații mint la control? Adică spun că da, muncim doar patru ore, dar de fapt inspectorii au ceva indice că muncesc mai mult de atât? Bun, când vorbim despre declarații, Simona, vorbim despre asumarea răspunderii celor pe care eu le declar. Sigur, privind din perspectiva dreptului penal, deși, mă rog, poate este puțin exagerat să vorbim așa despre o mică minciună, nu? La asta te referi. Adică nu da. spunem că am muncit chiar șase ore, ci că ne-am încadrat în cele cinci sau patru. La prima vedere, pare așa o simplă distorsionare a adevărului, însă poate avea consecințe. Da, în situația în care eu dau o declarație, până la urmă îmbracă forma scrisă, mi-o asum prin semnătură. Dacă ne uităm la ce înseamnă falsul în declarații și mai departe uzul de fals, pentru că acel înscris, acel document produce și efecte juridice, putem să ajungem foarte simplu și în zona dreptului, dreptului penal. De aceea intuiesc că inspectorii care iau aceste declarații le pun în vedere celor care le dau. Să declare adevărul, adică să nu ascundă sau să nu denatureze adevărul. Bun. Acum, ca să ne întoarcem la ce povestea persoana respectivă în forum, cui um, ne adresăm dacă ni se pare, nouă, în calitate de angajați, că inspectorii veniți în control au acționat contrar legii sau dacă bănuim un abuz, ceva, o faptă de corupție. Da? Să zicem că. Uh, ITM-ul a fost sesizat de către unul dintre angajați, toți ceilalți cunosc acest lucru, ITM-ul când vine nu constată ce să vezi eu, nicio încălcare a legii muncii. Uh, pentru că am văzut de foarte multe ori discuția aceasta, ok, am, am observat un abuz, uh, da, uh, inspectorul însuși și-a încărcat legea, dar cui mă adresez? Că dacă mă duc să mă plâng aceluiași inspectorat, sunt pe mână cu angajatorii. Mă duc și mă plâng inspecție muncii aici la București. Categoric teama sau suspiciunea, sau aș spune mai degrabă teama și suspiciunea pentru că le-aș privi pe ambele la pachet. Sunt în principiu reale și au și o bază până la urmă pe care se, se așează. Da, au fost situații, până la urmă nu le poate nega nimeni. Însă, în același timp, oamenii poate că știu mai puțin. Există o lege 337 din 2018 privind statutul inspectorului de muncă. În acest act normativ sunt prevăzute atât drepturile cât și obligațiile inspectorului de muncă, dar și răspunderea acestuia. Inspectoratele teritoriale de muncă funcționează, să spunem, în coordonarea inspecției muncii la nivel național. Mai departe, inspecția muncii are deasupra Ministerul Muncii. Deci o astfel de sesizare, evident, cum foarte bine ai spus, nu mă pot plânge celui pe care îl reclam, pentru că șansele de izbândă sunt Egale cu, egale cu zero, am, am spune, dar mă pot adresa instituției uh, care este uh, responsabilă de cea în care își desfășoară activitatea inspectorul respectiv. Da, adică Inspecția Muncii și mai departe uh, Ministerul Muncii. Din păcate, în 2020 a fost o astfel de, de situație care, sigur, a apărut și în presă a fost mediatizată. Situație în care Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat verificări la angajatorul reclamat, inițial a constatat că acolo nu există niciun fel de încălcare a legii și mai departe s-a ajuns până la controlul efectuat de către Ministerul Muncii, care a confirmat sesizarea pe care o făcuse salariata în acea situație. Deci există pârghii, există acest act normativ, spuneam până la urmă și angajatorii și salariații acum avem acces la legislație destul de facil aș spune eu în măsura în care dispunem de un dispozitiv care se poate conecta la internet și poate accesa portalul Ministerului Justiției Absolut um, Ar mai fi ceva apropo de situațiile de genul acesta că până la urmă probele sunt cele care pot să susțină cel mai bine cele constatate de angajați în speța noastră de la care am pornit, aveam niște înregistrări făcute de angajați cu telefoanele proprii. Ele ar putea fi folosite ca dovadă. Nu e nevoie clar să intrăm foarte mult în materia admisibilității propelor, care e destul de vastă așa ca discuție. Dar în mare? Pentru că. Mă gândesc că, cu siguranță, inspectorii nu s-ar simți bine. Nimeni nu s-ar simți bine să fie înregistrat cu telefonul de către cineva atunci când face o nefăcută, dar, totuși. Dacă privim înregistrările, ar trebui să le privim tot în mod echilibrat. Ce urmăresc să. Uh... Demonstrez sau ce voi face în continuare cu acea uh, înregistrare? Urmăresc să-mi protejez un drept care mi este încălcat sau urmăresc să fac rău altei persoane? Probabil, din punct de vedere al admisibilității, uh, aici este zona în care instanța uh, se uită cu atenție și. Uh, Stabilește dacă este sau nu admisibilă proba respectivă. Din punct de vedere al înregistrării, vedem inclusiv investigații jurnalistice cu camera ascunsă. Da. Cu... Deci, ele sunt legale în măsura în care probează o încălcare a legii sau sunt cumva ca instrument, element de, de protecție al celui care poate suferi un prejudiciu. Deci ele pot fi utilizate nu numai în cercetările interne ale instituțiilor, dar chiar în instanță, în anumite condiții. Da, este ilegal să înregistrezi pe cineva fără acordul lui într-un spațiu privat. Este ilegal să înregistrezi pe cineva exclusiv cu scopul de a-i crea un prejudiciu, de a-l defăima sau de a-i face un rău, ca să spunem așa, în cuvinte simple dar nu putem aprecia că este ilegal să înregistrez o situație care îmi poate crea mie un prejudiciu și scopul este evident acela de a mă apăra. Deci întotdeauna privim, privim scopul acelei înregistrări și la fel nu putem publica exact pe exact internet asta. Asta voiam să spun, că ar trebui să fim cumpătați cu ce facem cu înregistrarea, mai degrabă să o trimitem inspecției muncii decât să o punem pe Facebook. Categoric și în niciun caz, da, pentru că putem să ajungem și la situații în care ne ducem în zona șantajului. Lasăm în pace pentru că uite altfel, sau făm, nu știu ce favor, pentru că altfel voi publica înregistrarea cu tine. Acestea sunt lucruri care intră, iată, foarte ușor sub incidența uh, dreptului penal. Mai mai fi oricum și uh, aspectele de GDPR aici, că până la urmă e o prelucrare de date personale, de vii, fără să vrei din angajat uh, operator de date personale. S-ar <laughs> putea să te mai trezești și cu cei de la Și la încă unul GDPR. nelegal, adică. <laughs> exact. <laughs> exact. Concluzionând, Inspectorii ITM au dreptul să discute și cu salariații pentru a lămuri situația găsită la fața locului, nefiind suficiente documentele consultate. Un angajat nu ar trebui să refuze discuția cu inspectorii, iar cele declarate inspectorilor trebuie să reflecte realitatea, putând exista consecințe penale pentru declarațiile false. Cei care sunt curioși ce pot și ce nu pot face inspectorii în control pot citi statutul inspectorilor de muncă. Dacă angajatul bănuiește un abuz din partea inspectorilor, se poate adresa inspecției muncii sau chiar Ministerului Muncii. Și, în final, înregistrarea unui inspector în timpul controlului nu e interzisă dacă scopul este de a apăra un drept. Dar legalitatea sau utilitatea acelei înregistrări este o chestiune discutabilă de la caz la caz. În orice caz, înregistrările nu trebuie diseminate în stânga și în dreapta.